Genul programului Talk Show. Doamnelor și domnilor, ne apropiem de alegerile locale din 9 iunie, doar duminică. Astăzi este început de săptămână și mai avem doar câteva zile, iar la televizor campania electorală se încheie vineri dimineață la ora 7. Așa că mai avem puține zile timp de a promova candidații care să ne reprezinte în viitorul mandat de 4 ani în primării, în consilii locale, în Consiliul Județean, dar alegem și pe cei care ne vor reprezenta în Parlamentul European. În această seară, în minutele următoare, îl vom cunoaște pe candidatul independent pentru Consiliul Local al Comunei Berliște, domnul Haim Cristian. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Domnule Haim, candidați independenți, cine sunteți? Da, candidez independent, numele meu este Haim Cristian. Am terminat Universitatea de Agricultură în Timișoara, specializare management agricol. După facultate am fost într-un program de schimb de experiență în Statele Unite, unde am acumulat experiență, zic eu, foarte bună pe parte de agricultură, zootehnie și agro. Bineînțeles, mi-am aprofundat și engleza, care, nu zic, am știut-o din facultate, dar mi-am aprofundat-o. Zic eu, o experiență extraordinară. Sunt etnic german? Sunt etnic german, da, dar nevorbind, am vorbit germană până, eu știu, la 10 ani, 12 ani și de atunci n-am mai prea vorbit germană, că bunicii mei au decedat și mai mult cu ei am vorbit în germană și cu tata. Și terminând și venind înapoi din Statele Unite după un an de zile, după aceea m-am început să-mi caut de lucru în agricultură, terminând, avem specializare de management agricol ca și inginer agronom, am început să lucrez din 2008 în agricultură. Am lucrat la o firmă, la o companie destul de mare în Timiș, aproape 9 ani, după aceea am mai fost la o companie tot pe agricultură în Arad, undeva la 2 ani și jumătate, în funcție de conducere, șef de fermă, și în momentul actual sunt șef de fermă la Berliște, la o companie de agricultură, producție vegetală, unde activez de 5 ani și un pic. Și vreți să vă implicați ca lumea în comunitatea din Berliște? Aveți experiența, asta e clar, managerială, cu siguranță, aveți și experiența Statelor Unite, iar zona Oravița este cea mai bună zonă din punct de vedere agricol din Caraș-Severin, nu? Caraș-Severin, da, vreau... Valea Carașului. Da, Valea Carașului, da, avem în zonă un pământ... față de restul zonelor din care așa un pământ foarte bun, adică foarte fertil, și am decis să candidez de consilier local din mai multe puncte de vedere. Lucrând cu oamenii, am văzut că se lovesc de tot felul de probleme, de tot felul de chestiuni care nu și le pot rezolva, și am zis că aș putea, cu experiența mea, ajuta la dezvoltarea acestei comune. Și acum eu candidez în calitate de consilier independent. Da. Independent. Da. Acum, independent de ce? Asta vreau să vă întreb, independent de ce? Ce înseamnă, de fapt, un consilier independent? Că este important de spus. Da, un consilier independent înseamnă că nu este afiliat politic, adică, și din punctul meu de vedere, Consiliul Local
ține mai mult de administrație decât de politică. Până la urmă, noi ca și consilieri, dacă vom ajunge ca și candidați de consilieri, noi ar trebui să fim în strânsă legătură cu comunitatea și cu oamenii din comunitate. Nu să răspundeți comenzilor politice, spuneți dumneavoastră, nu? Nu. Și nu cred că m-aș vedea să... acum, în viitor, nu știu ce se va întâmpla, pentru că eu nu prea am avut de-a face cu politica sau cu administrația publică. Dar aveți expertiză, ați fost atâția ani șef de fermă, conducător, ați condus oameni, categorii. Da, și în momentul de față 40 de oameni conduc în unitatea în care sunt. Da, am experiență cu oamenii, le-am ascultat totdeauna problemele și lor și celor din comunitate, că ne întâlnim zi de zi. Comuna Berliște are și încă 4 localități aparținătoare, Rusovele, Milcoveniu și Cuiamu. Și atunci, întâlnindu-mă cu oamenii zi de zi, vă dați seama că am interacționat. Deja avem o legătură cu unii dintre ei, o strânsă legătură. Acum nici nu-i cunosc încă pe toți, chiar dacă am 5 ani de zile de când sunt în localitatea Berliște, dar eu sper să-i cunosc în continuare și să îi ajut cu ceea ce pot. Dar este important ca ei să vă cunoască, să știe despre dumneavoastră. Da. Mă gândesc că... Că vă cunosc o mare parte din ei. Da. Mai este o comunitate mică. Da. Știu, mă, cine-i șeful de fermă aceea? Cine a venit șef de fermă? Da. A venit unul cam rea mai fost înainte șef de, nu? Cam așa se întâmplă lucrurile. Da. Dar vă doriți să rămâneți la Berliște? Da, îmi doresc să rămân la Berliște, de aia și am acceptat, adică m-am înrolat în această chestiune de a candida și ca și consilier local. Și vreau să rămân și vreau să ajut dezvoltarea comunei. Acum, prin ceea ce pot eu. Eu zic că posibilități sunt de dezvoltare în comuna noastră. Dar cum vi s-a părut Berliște, sincer, când ați ajuns prima dată? Că... Am lucrat, eu de când lucrez, cum sunt angrenat în agricultură, cam tot timpul am lucrat pe partea aceasta de comune, localități mici. Așa? Pentru că terenurile agricole nu le avem în orașe. Le avem în localități rurale, adică în zona rurală. Și atunci vă dați seama că am stat și am avut strâns legătură cu mulți oameni din zone rurale. Așa, Berliștea, localitatea și comuna Berliște este o localitate mai micuță, nu este o localitate, o comună mare, dar ca și oameni, ca și concetățeni, ca și... sunt niște oameni foarte ok, sunt, cum să zic eu, deschiși. V-au acceptat imediat? Ce sunt? Să știți că când am ajuns în fermă, la început oamenii au fost mai un pic mai reticenți, dar pe parcurs, eu știu, după jumătate de ani și când am început să ne cunoaștem mai bine, am ajuns să avem o strânsă legătură și chiar să ne înțelegem foarte bine. Eu nu sunt omul care să, chiar dacă sunt într-o poziție de conducere, niciodată n-am fost, totdeauna m-am gândit că cu bunătatea, printr-un caracter bun, pot să rezolva multe lucruri, nu prin, nu știu, directive foarte, sau mustrându-i, sau... Sunteți lider, nu șef, să înțelegi. Da, eu vreau să cred asta, da. Știți că e diferența între lider și șef. Da. De aia zic, nu-mi place. Totdeauna am încercat cu bunătatea și încercând, rezolvându-le problemele fiecăruia, eu aș fi reușit. Mi-ați spus că vreți să vă implicați în dezvoltarea comunei Berliște, e clar. În consiliul local sunt mai mulți cetățeni ai comunității care toți or să zică că vor binele, nu? Comunității. Da. Iar în momentul în care ai un executiv, primarul și viceprimarul, secretarul, corpul primăriei și consiliul local. Consiliul local, primarul vine cu proiecte, cu inițiative legislative, evident, iar consiliul local le aprobă dacă le consideră bune sau nu. Da, eu cred că aici ajungem la atribuțiile consilierului local.
Din punctul meu de vedere, atribuțiile Consiliului Local nu numai de a semna și de a lua, o indemnizație. Din punctul meu, consilierul local ar trebui să vină și el cu inițiative, să vină și el cu proiecte, cu proiecte de dezvoltare a comunei, bineînțeles, fiind în strânsă legătură cu cetățenii, că până la urmă legătura dintre primar și cetățeni este și prin consilierii care are în Consiliul Local. Și zic asta pentru că am discutat cu oamenii din zonă. De exemplu, avem în momentul de față, zic eu, o problemă. Copiii termină școala gimnazială la Berliște și nu există transport. Nu există transport pentru acești copii. Există un transport, dar cu o sumă foarte mare și mulți oameni nu își permit să trimită copiii, să ducă în continuare la școală, la liceu, la Oravița. La Oravița, da. Că trebuie să ajungă cumva și un cost foarte mare pentru ei. Aici avem, asta ar fi unul dintre principalele mele proiecte și care aș vrea eu să le dezvolt pe comună, să putem să le asigurăm copiilor un transport decent. Și bineînțeles și cu Ministerul Învățământului, că din ce am înțeles există o anumită sumă care se decontează pentru transportul copiilor, să ajungem cumva la un numitor comun, să putem transporta acești copii care termină școala gimnazială, să-i putem transporta la Oravița, că până la urmă trebuie să termine și o școală. Trebuie să termine o școală, că eu zic că cele 12 clase măcar toți copiii care sunt să le poată termina. În epoca asta e clar că dacă vorbim măcar de 12 clase, cumva ca să înțeleagă ceva, ca să vadă să vadă cum funcționează lumea asta, că nu poți să faci nimic fără alea 12 clase, nu? Și asta e o problemă destul de majoră acum în momentul de față. Bineînțeles și copiii din școala gimnazială, acum pe parte de Berlește s-a investit foarte mult, s-a investit prin anumite proiecte, s-au dezvoltat proiecte, școlile, grădinițele, deci pe educație s-a investit destul de mult. Domn primar, eu zic că a investit și s-a chinuit destul de mult ca să dezvolte partea asta a educației în comuna Berliște. Da, pentru că s-au reabilitat școlile, am văzut, sunt câteva proiecte, l-am avut și în această campanie aici pe domnul primar care ne-a povestit despre proiectele pe care le-a derulat, dar am și fost la Berliște și am văzut că arată bine școlile, grădinița s-au reabilitat, sunt adaptate zilelor noastre, nu? Acum, lucrând și în agricultură, iar ce aș dori eu foarte mult, aș dori să copiii care termină un liceu sau termină liceu în Oravița, că avem liceul agricol, să facem niște programe pentru a-i aduce către agricultură. Avem un deficit foarte mare în a angaja personal în agricultură și agricultura în momentul de față s-a schimbat foarte mult. Se lucrează foarte mult automatizat, mecanizat, avem nevoie de oameni competenți, adică acum nu mai ne ducem cu un tractor, toate tractoarele au o climă, totul se lucrează pe GPS, toate raportările se fac online, a ceea ce se întâmplă în câmp. Deci și agricultura s-a dezvoltat foarte mult și atunci alt nivel, nu? Da, este la un foarte mare nivel, adică la un nivel foarte ridicat. Și atunci aș vrea să atrag copiii care termină liceu să vină să lucreze în agricultură. Mie îmi place, eu nu mă văd să Dar fac... Dar cum v-ați apucat de agricultură? Că e interesant. Agricultura am terminat... Copilăria mea am avut-o undeva în vestul țării, Beba Veche, sunt Nicolau Mare, acolo mi-au fost bunicii și toate vacanțele de vară și tot ce a fost vacanță, ei au fost țărani însemnând, n-au avut tractor, dar au lucrat adică în agricultură, la CAP, nu? Da, la CAP, cum au fost înainte, pe timpul comunismului, după aceea au avut o grădină și mi-a plăcut foarte mult agricultura. Și am zis, măi, trebuie să mă duc pe, adică mie m-a plăcut și atunci am zis, trebuie să mă duc pe partea aceasta de agricultură. Ăsta a fost unul dintre motivele în care eu am decis să fac și facultatea de agricultură.
Ce ați învățat lucruri acolo, mă gândesc, și v-aș întreba, da. Pentru că aveți experiența deja agriculturii românești comparativă cu Statele Unite. Unde suntem? Deja a început să ne ridicăm și noi. Suntem la un nivel foarte, foarte ridicat. Sunt ferme cu un nivel foarte, foarte ridicat. Ce avem, ce mai am avea acum foarte mult de lucru și iarăși am... Zic eu că se poate lucra pe partea asta. De exemplu, în comuna Berliște, ce aș vrea eu să fac, fermierii mici și mijlocii, să încercăm să-i ajutăm. Eu, ca și, nu neapărat ca și candidat, ca și cetățean al acestei comune, mi-aș oferi suportul, fără nicio renumerare sau ceva, să-i ajut să înceapă și ei să facă agricultură la un alt nivel și mai modernă. Pentru că acum fiecare cost trebuie să ți-l raportezi. Pentru că nu mai putem face agricultură să veni să dau cu sacul și să fac fără să-mi fac niște calcule. Piața pe agricultură nici nu vă gândiți cât e de mișcătoare, adică însemnând că astăzi ai niște prețuri la cereale, mâine nu le mai ai. Ultimii doi ani au fost foarte grei în agricultură și datorită războiului din Rusia, da, nu? Și produsele grâului ucrainean, care am înțeles că e la prețuri mult mai mici decât... Unul dintre motive este și acesta, dar nu numai ăsta. Acum piețele lucrează, dar suntem cerealele, îngrășămintele și toate inputurile care le-am cumpărat pe parte de agricultură, toate au fost foarte scumpe din cauza gazele, din cauza prețurilor la gaze, la petrol, și de aia s-au scumpit. Acum au început deja să se egalizeze. Cred că suntem pe drumul cel bun. Adică însemnând să putem, până la urmă, și dacă faci agricultură, trebuie să o faci cu profit, că nu poți să lucrezi degeaba. Evident, pe lumea asta nu se poate lucra în pierdere. Că nu poți la nesfârșit lucra în pierdere. Și o fermă mare și o fermă mică ar trebui să facă lucrul ăsta. Și de aia m-am gândit și pe partea asta, consultanța fermierilor gratuită. Consultanța gratuită pentru fermieri. Da, pentru fermierii din zona noastră. Fără nicio problemă, pentru că însemnând o consultanță la o persoană care are 5-10 hectare, te duci într-o dupămasă și te uiți la ce parcele are și îl ajuți și dându-i niște informații. Eu zic că putem să o facem fără nicio problemă. Sunt și programe. Sunt programe și europene. Sunt programe pe care le pot accesa. Parcă le pot accesa și dânsii, care poate să-i ajute în a moderniza ferma, în a lucra pur și simplu, a ruca profitabil. Eu zic că se poate face lucrul ăsta fără nicio problemă și avem fermieri mici și mijlocii. Sunt destui fermieri. Vorbeați de agricultură și că v-ați dori să aduceți copiii tinerii din Berliște care termină, care merg la liceu agricol la Oravița, să-i aduce să lucreze în agricultură. Deja salariile nu mai sunt mici în agricultură, da, nu? Sunt salarii bunicele, eu zic că... A crescut. Da, au crescut salariile. Acum, pe agricultură, noi avem și un program un pic mai dificil, că la noi sunt perioade foarte, foarte... pline, încărcate, în care nu avem cum să, de exemplu, nu avem un program fix sau un program. Avem program prelungit. Iarna e mai simplu, nu? Da, iarna, noi, de exemplu, în fermă la noi, iarna din 15 decembrie până în 15 ianuarie avem concediu toată, se închide ferma și toată lumea e acasă. Și după avem trei perioade mai importante. Primăvara, semnatul de primăvară, vara, recoltatul și toamna culturilor. În perioada asta ce recoltați? Asta e o curiozitate personală, nu trecem la capitolul electoral. Acum începem cu orzul, peste vreo săptămână zicem noi că începem cu orzul și după aceea o să avem rapiță și grâu. S-au făcut culturile anul ăsta. Este un an mai greu, un an dificil din cauza că au fost și temperaturi foarte, foarte mari. Culturile în vegetație, timpul și anotimpul și clima asta s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Și plantele, cum ca și om, nu e învățată planta, ea și-a deformat timpul ei de vegetație și atunci ea nu mai lucra cum ar fi trebuit. Nu este un an excelent, nu este nici un an foarte rău, vorbesc de producții, dar nici un an foarte excelent, că
până la urmă, ori fost și ani mulți mai, mult mai buni. Am vrut să deschid și paranteza asta cu Umbianu, că atunci un specialist poate să recomande, așa cum spuneați, și să-i consilieze pe cei care au culturi, da, nu? Da. Pentru că și aici cred că e o poveste, și chiar am făcut lucrul ăsta, care au venit la mine, fermieri mai mici, chiar m-am dus cu ei pe câmp și ne-am discutat, ne-am vorbit ce ar trebui să facă, ce produse ar trebui să folosească, pentru că fermerul mai mic nu are toate informațiile care le avem noi ca și fermeri evident, mai mari. Evident. Și atunci vin anumite companii care ei vor să-și vândă produsele. Fără să jignesc pe mine, toată păi lumea nu, vrea, peste tot, vrea să câștige, ca și în industria și farma, da. Că tot auzim că am dat produse de slăbiri, nu știu cui și nu s-a întâmplat. Tot ceva de genul ăsta, da. Nu? Și atunci eu încerc să îi ghidez un pic pentru pe niște produse mai, poate mai bune ca și preț, mai ieftine, dar foarte calitative și, sau foarte calitative, poate mai bune decât cele ce le oferă anumite firme de produse de pesticide. Și eu zic că na, mi-a mai ajutat destul de mult pe unii dintre ei. Acum sper să-i ajut în continuare cu ocazia asta, îi și rog să vină sau să mă sune sau să vină la mine, că fără nicio problemă pot să-i ajut cu mare drag. Acum, deci a spus așa, doriți să sprijiniți transportul elevilor, da. Este un punct. Al doilea punct, doriți să consiliați gratuit fermierii mai mari sau pe cei care vor să-și deschidă o și afacere mai mici, și foarte mici. Și în discuții curente, da. Dar și oferindu-le cunoștințe despre programe, despre anumite lucruri. Da. Mai departe, mai aveți în planul dumneavoastră ceva? Da, mai sunt, avem, am avut o discuție despre drumul județean. Acum drumul județean, acum toată lumea zice de drumul județean de la Berliște. De la Nicoliza, nu putem la noi, da. Ca și, mai ales ca și un consilier, dar și ca și candidat la primar să zicem, o să se facă drumul ăla în următorii 4 ani. Pentru nu că nu, e, nu ține de tine. Da, nu ține de tine. Am avut o discuție cu consilieri mai vechi care sunt în consiliul local și am întrebat simplu, măi oameni buni, ați făcut vreodată, din ce știu primăria a făcut, dar voi ca și consilier ați făcut vreodată vreo petiție scrisă către Consiliul Județean sau către ministere pentru cu semnăturile cetățenilor din localitate. Și să pe mergem, care îi reprezentați, da, nu? Pe care îi reprezentați voi ca și consilieri. Să mergem în fața Consiliului Județean să punem, uitați, asta e petiția. Știu, nu suntem foarte mulți. Suntem 902-907 votanți în comuna Belște. Dar nu contează asta. Până la urmă, mergem astăzi, mergem luna viitoare, mai mergem de două ori. Și atunci, poate, prin lucrurile astea se poate rezolva ceva. Știu că nu o să rezolvăm noi ca și un consilier de comună, nu are cum să le rezolve un drum județean, dar se poate zbate pentru chestia asta. Eu zic că se poate zbate pentru și pentru multe altele. Ce face un consilier local, știți? Sau ce veți face dumneavoastră? Ce ați dori da, să faceți? Da, clar, un consilier normal. Până la urma urmei, unul dintre lucrurile cele mai importante, un consilier normal, până la urmă, propune hotărârile de Consiliu Local. Adică vine cu idei, vine cu propuneri pe parte de Consiliu Local. După aceea semnează orice propunere a primarului. Dacă e de acord cu ea. Dacă e de acord cu ea, bineînțeles. Bineînțeles. Și primordial zic lucrul ăsta, un consilier local trebuie să fie în strânsă legătură cu cetățenii din localitate. Eu zic că asta e cel mai important lucru. Să știe ce vor oamenii, nu? Da, să știe ce vor, ce nevoie are, ce nevoie au, scuze, ce probleme au, să le asculte ofurile. Da, poate, da, eu zic să aibă în agenda lunară, să aibă, nu știu, o întâlnire
nu neapărat programată, dar să se ducă prin localități, să-i întrebe pe oameni: măi, oameni buni, ce probleme aveți? Ce credeți voi că ar trebui să mai facem în localitatea asta? Bineînțeles, după aceea ajutați cum se poate, că știți cum e, nu se poate face toate odată. Evident că nu poți să faci toate lucrurile. Dar eu zic că asta e și unul dintre cele mai importante lucruri care le face un consilier, care ar trebui să le facă un consilier local. Spuneați că sunt puțini alegători la Berliște, într-adevăr, dar puțin sunt sate. Puțin față de alte localități. Da, față de alte localități, evident, dar aveți sate aparținătoare, da. Că sunt 5, nu? Da, toate sunt. Noi avem 907 alegători în localități, pe toate localitățile comunei. Știți bine că în comune cine iese primar, cine are cele mai multe neamuri. Cine are reprezentanți în toate satele? Vă întreb acum. Da, eu ca și persoană, eu cunosc deja oameni din toate satele, pentru că mă lovesc de ei, avem terenuri care avem vecinate, avem discuții, plus că de 2-3 ani de zile cu domnul primar Oroviceanu avem o legătură foarte bună, ne-am înțeles foarte bine. Că susțineți? Că urma să vă pun și această întrebare. Fiind candidat independent, trebuie să aveți și unul din candidații la funcția de primar pe care îl susțineți cumva. Da, îl susțin. Da, pot să zic concret că îl susțin pe domn primar și vă zic și de ce. Eu v-am zis, sunt numai de 5 ani în această localitate, dar multe proiecte și multe proiecte, dispensari, școli, grădinițe, cămine culturale, s-au realizat pe mandatul domnului primar Oroviceanu. Drumul agricol care... La mi se pare esențial să știți, urma să zic acolo. Ce părere aveți de drumul agricol? Nu există, deci oamenii care vin din zona Iamnului și vin către Oravița, acum s-a și terminat tronsonul, nu mai au nicio problemă, că e mult mai ușor de ajuns. Deci gândiți-vă că noi, poate un om de la Iam, când nu era făcut drumul, făcea poate până la Niconinț, nu știu, 30 de minute, nu știu, poate mai bine, 40-50 de minute, așa face acum 20 de minute. Plus că nu strică mașinile, care iar o problemă foarte mare, că vă dați seama, oamenii au și ei câteva o mașină, nu avem transport în comun nici pentru persoane și atunci... Dacă nu e pentru elev, nu aveți nici pentru persoane. Da, și atunci vă dați seama, fiecare folosește mașina personală și e greu dacă n-ai un drum. Și drumul acest agricol s-a făcut pe bucăți, s-a făcut cum s-a putut. Din ce am înțeles, o parte din el este făcut pe proiect, o parte e făcut din bugetul local, care e bugetul local, iar nu este o sumă extraordinară la o localitate așa de mică. Și s-a chinuit, mă gândesc, s-a chinuit foarte mult pentru a face și drumul acesta. L-a făcut, acum s-a terminat. Multă lume zice că de ce l-a făcut așa târziu. Eu știu. Dar, până la urma urmei, îi făcut, sperăm să se mai facă și în continuare, că mai este un inel de undeva de la Rusova din spate, care să se facă până a ieși către Nicolinț, până la limita cu Ciuchiciu. Și dacă reușește să-l facem și pe ăla până la limita cu Ciuchiciu, atunci este aproape, nu știu, până în Nicolinț, 90% din drum este asfaltat. Făcut până în 90%, da. Deci până în Nicolinț. Asta însemnând drum agricol, că drumul de la Nicolinț la Berliște, e clar, toată lumea știe, este un drum județean pe care nu poate interveni primăria din Berliște. Da. Și nici consilierii locali, evident. Foarte greu, n-ar putea să facă lucrul ăsta. Da, acum eu zic că drumul ăsta agricol acum o să-i ajute foarte mult pe oameni și eu zic că sunt mulțumiți, avem oameni mulțumiți numai pe tema asta, numai din cauza mașinilor noastre care și-au stricat mașinile pe drumurile care au fost. Noi încercăm și noi acum cu utilajele grele, că avem utilaje grele și trebuie să trecem printr-un loc, noi încercăm să folosim cât mai puțin drumul agricol, chiar dacă îi zice drum agricol. Așa. Încercăm să utilizăm cât mai puțin acest drum agricol și să folosim drumurile agricole de pământ, pe care iarăși
Le-am și le facem an de an. Avem un drum ce coboară jos din Berliș, se duce între Răcășdia și Nicolinț, care iese între Răcășdia. Ăla îl facem an de an. Foarte multă lume o ia și pe drumul ăla. Vorbesc de când e anotimp călduros, adică când nu avem ploi. Sau acel drum s-a făcut de către compania noastră cap-coadă în jur la vreo, nu știu exact, 7 km, însemnând pus o lamă, aranjat și odată la o lună, două, drumul acela se îndreaptă și se face. Foarte multă lume din localitate și din satele aparținătoare folosește și drumul acela. Am încercat să facem. Noi știm, noi, de exemplu, când avem un anotimp și trecem cu utilajele grele și aici iar vreau să-mi cer scuze față de cetățeni, câteodată spargem drumurile, altădată nu ajung cu tractoarele lor mai micuțe, nu ajung la parcelele lor. Noi încercăm să le reparăm când timpul sau când clima sau ne lasă, încercăm să le reparăm tot timpul. Niciodată nu am zis că nu le reparăm. Încercăm să folosim rutele noastre unde mergem numai noi, nu, ca să lăsăm accesul micilor fermieri cu utilaje mai mici, să lăsăm liber, adică să nu stricăm drumurile. Totdeauna am încercat lucrul ăsta. Și e important o companie foarte mare, așa e, cum este cea pe care o reprezentați sau la cea care lucrați dumneavoastră. Da, nu. La cea la care lucrați dumneavoastră e importantă într-o zonă, într-o comunitate, într-o comună cum este și Berliște, pentru că aduce taxe, impozite, salarii, angajați. Avem în jur de 40 și ceva de angajați din zona comunei Berliște, plus că mai avem Răcășdia, Vrani angajați, Mercina, deci avem angajați din toată zona, Oravița, deci avem angajați. De asta, 40, în jur de 40 sunt numai doar din comună. Doar din Berliște. Da, deci noi încercăm să ne dezvoltăm, încercăm să creăm locuri de muncă. Acum, după cum se poate. Categorii. Acum nici nu putem, că de-aia am zis, aș vrea să învăț, să învețe copiii, să vină tineretul să învețe, că v-am zis, avem deficit foarte mare, deficit de pe agricultură. În momentul de față în companie nu avem, dar sunt oameni care deja au trecut de 55 de ani, sunt tractoriști bătrâni, în vârstă, care peste câțiva ani o să iese la pensie. Și eu zic că cea mai bună metodă de a învăța și de a lucra pe aceste utilaje noi e practica. Practică și practică. Și atunci dacă ei vin de tineri și încep să învețe, eu zic că o să aibă de câștigat. Pentru că eu, din punctul meu de vedere, agricultura este una dintre cele mai importante ramuri ale unei economii. Toată viața ai nevoie, adică orice om are nevoie de hrană, asta e clar. Și oameni și animale. Și este un ciclu, nu? Da. Cu vegetalele alimentezi, le dai de mâncare animalelor, animalele se mănâncă de oameni și tot așa și vegetal. Agricultura este de mare viitor. Acum. Și uitându-ne la ce se întâmplă în lume și în Uniunea Europeană, e clar că următoarea criză se spune așa, că va fi una alimentară, nu? Da. Da, din păcate. Așa, și atunci a lucra în agricultură înseamnă că ai viitor și că ai fost prevăzător și cu un pas înainte. Și așa cum spuneați, în prezent nu se mai lucrează în agricultură cu sapa. Nu se mai lucrează cu sapa, nu se mai lucrează, se lucrează performant. Și noi sperăm că de aia zic vreau să începem să, nu știu, tineretul. Eu asta îmi doresc cel mai mult, să am cât mai mult tineret. Aș vrea să se întâmple lucrul ăsta, să am cât mai mult tineret în fermă. Asta e dorința mea. V-ați implicat în politică până acum? Nu m-am implicat niciodată în politică. N-am fost afiliat niciunui partid. Probabil că asta e și motivul candidaturii independente. Pentru care vreau să candidez și m-am depus candidatura ca și consilier independent. Și primul lucru care aș vrea să-l fac, adică de ce am decis lucrul ăsta, că vreau să ajut comunitatea și știu că am ajutat-o și până acum ca și om și o să o ajut în continuare. Chiar dacă
nu o să devin sau nu o să fiu consilier local, chiar dacă pentru mine a ajuta un om înseamnă un lucru foarte important, pentru că omul ăla nu o să te uite niciodată. Asta așa este, nu o să te uite, dar știți ce important este să avem aleși locali care să aibă o profesie, care să știe de ce sunt acolo, care să fie atenți la ce se întâmplă în jurul lor. Da, e foarte important. Și da, acum, eu știu, sunt foarte puțini oameni care, că de asta zic și eu, cu toată sinceritatea vă spun, experiența mea toată care am de 15 ani de când lucrez și de când eu mi-o pun în sprijinul și în comunitatea asta, eu asta vreau să fac. Să mă pun, bineînțeles, ca și consilier local. Deocamdată, poate pe viitor vă gândiți și la o candidatură de primar. Nu știu, nu pot acum să zic nimic, dar nu. Acum deocamdată de consilier local și eu sper să fie bine. Bineînțeles că fiind aproape de alegeri, urmează alegerile, trebuie să le transmite și un mesaj alegătorilor dumneavoastră. V-am cunoscut, am văzut, sunt convinsă că vă cunosc. Dar e bine că v-ați făcut cunoscut și la nivel județean, până la urmă. Da. Eu ce le-aș transmite, nu numai votanților, tuturor votanților din comuna Berliște și statele Rusove și Milcoveni și Iam, le-a zice să voteze, să iese la vot în primul rând, să iese la vot, pentru că votul este foarte important. Nici nu contează până la urmă, fiecare își votează favoritul, își votează care candidat în care crede el cel mai mult. Eu zic că primul lucru, să iese la vot și să voteze cu conștiință și înțelepciune. Și înțelepciune, pentru că e cel mai important. Eu vă urez succes. Mulțumesc. Doamne ajută!